Azi mergem la Nenea Cornel să tivim blaturile pentru pultul lui Flavius, al doilea pult de care vă ziceam. Acum mă duc să mă întâlnesc cu Radu, mă ia de la colț. Salut! Am venit la Linde să luăm sârmă de sudat. Ia zic, voi, cum e sârma? Grea. E grea, 15 kg de sârmă. E grea, bă, te cocoșează. Haide, am plecat. Am luat sârmă nouă pentru aparatul de sudură. Cam așa arată rola. 15 kg de sârmă. Cam așa arată rola veche. Aici erau mai puține kilograme, implicit mai puțină sârmă de sudat. Acum o să ne ajungă super mult timp. Radu lucrează la blaturile pentru pult și mai precis, Radu, ce face aici? O să turnăm niște rășine între pături. De asemenea, pentru rășine în sub, îmi dăm și niște pene care se țină mai bine elementele într-un. Perfect. Vai, dar ce turbată, uite! Spectacol. Păi, uitați pui verde acolo, sau? Nu mai am. Făcut prea puțin. Cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut. În weekend n-o să mai postam, dar stați pe fază că o să apară un clip, un clip foarte fain. Dacă nu v-ați abonat, abonați-vă, dați-ne un like și un share. Ciao!